Comunitatea lipovenească din Cernavodă se pregătește să sărbătorească luni nașterea Domnului după vechiul calendar cu 13 zile mai târziu decât ceilalți creștini. Lipovenii păstrează neschimbate tradiții moștenite de secole. Ziua de Crăciun este o slujbă normală, deci e tot ortodoxă, specială, deci începem de duminică vecernea, utreneia și a doua zi, cum e prima zi de Crăciun, începem cu slujba liturghie. Toți care suntem noi aici în biserica asta, deci toți sunt mândri de această sărbătoare. Primul lucru pe care îl fac membrii comunității în ziua de Crăciun este de a merge la slujba oficiată la Biserica Sfântul Petru și Pavel. După ce își încep ziua prin rugăciune, oamenii se adună în jurul meselor pline cu bucate tradiționale pregătite după obiceiurile strămoșești. Bunătățile sunt binevenite după săptămâni de post aspru ținut de toți credincioșii. Este obligatorie masa de Crăciun să se facă în familie. Deci toți se strâng, toți copiii, părinții, care deci și părinții noștri și noi cu copiii noștri, toți, este obligatorie masa de Crăciun să se ia în familie. Se ține o rugăciune cu tatăl nostru, cel mai în vârstă din familie binecuvântează masa, se stă la masă, după care la sfârșit iar se ține o rugăciune de încheiere de masă. Pentru credincioși, Crăciunul este o sărbătoare cu o importanță deosebită în care accentul se pune pe rugăciune. Tot printr-o slujbă religioasă de data aceasta închinată Sfântului Vasile Blajinul, rușii lipoveni vor trece noul an pe 14 ianuarie.